Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, joi 4 mai 2017, zi de joi, frumoasă de la bun început, cel puțin din punct de vedere meteo, dar nu doar din punct de vedere meteo, ci și din toate celelalte puncte de vedere, pentru că, vedeți dumneavoastră, ziua bună de cu dimineața se cunoaște, iar de cu dimineața alături de noi se află Florin Cotos. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Jurnalist, săptămâna lui de Rădăuți, săptămâna ce ediția de mâine va fi pe piața rădăuțeană. Titlurile încă nu le știm. Secret, secret. Secret. Păi se poate întâmpla orice în cursul zilei de astăzi. Nici eu nu le știu. Astfel încât până mâine se poate reconfigura din săptămânal. Oricum, multe evenimente și pe zona Rădăuțului și o să le comentăm și în această dimineață. Multe, multe. Cel puțin eu așa văd și chiar vreau să mă lămuresc. Dar cred că peste toate vizita de ieri și întâlnirea de la Cinematograful Modern, de la Teatrul Matei Vișine, cum vreți să-i spuneți, cu președintele Klaus Iohannis, este, îndrăznesc eu să spun, cam peste tot ceea ce s-a petrecut și va trebui să dăm cezarului ce al cezarului și anume să începem discuția în această dimineață și să acordăm timp pendelete acestui subiect. Nu știu, noi am avut transmisiune în directă? Am avut transmisiune în directă. Bun. Ce e mai bun? Bun. Da. Eu încă mai caut înțelesul acestei vizite. Mă așteptam la un mesaj, la un mesaj ceva mai percutant, mai clar, din care noi, sucevenii, să înțelegem ceva în urma vizitei domnului președinte. Nu s-a întâmplat acest lucru. Au fost discutate subiecte cu caracter mai degrabă general, subiecte extrem de cunoscute în zonă. M-aș mira să nu fie fost cunoscute subiectele și la nivelul președinției. Te-ai mira? Da, da. Eu nu mă mai mir de nimic în ziua de astăzi. Într-adevăr, realitatea actuală ne poate face să credem inclusiv faptul că nimic din cei din ce ni se pare nou normal nu este normal pentru cei care ne conduc. Suceava, județul Suceava, am înțeles că este prima destinație dintr-un lung șir de întâlniri pe care președintele României dorește să le aibă cu reprezentanții administrațiilor locale sau cel puțin așa s-a precizat într-o primă fază de la nivelul comunicatorilor Palatului Cotroceni. Repet, eu mă așteptam la ca după această întâlnire sau la această întâlnire să fie precizat sau prezentat un mesaj care măcar să dea speranță, dacă nu altceva. Nu știu, recunosc exact care a fost scopul acestei vizite. Mă îndoiesc că doar întâlnirea cu anumite personaje din administrația locală sau, știu eu, vizitarea unor obiective turistice ale județului Suceava au fost temele pentru care președintele României s-a deplasat la Suceava. De asemenea, faptul că s-a dorit o întâlnire cu cât mai mulți primari, dar doar 6 din cei peste 70 de primari PSD au venit la întâlnire, faptul că nici măcar prefectul județului nu s-a obosit să ajungă la întâlnirea cu președintele țării, în condițiile în care tema principală era chiar aceasta, cel puțin cea anunțată de Palatul Cotroceni, cu privire la o informare cu privire la ce se întâmplă în plan administrativ în localitățile din județul Suceava. Apoi, foarte mulți directori de deconcentrate, care am înțeles că au fost invitați și nu au onorat prezența. Bun, și președintele României chiar a remarcat la un moment dat într-o declarație făcută colegilor noștri din presă că cine a vrut să vină a venit, cine nu, nu. Nu a fost din ciclu, n-ai venit aia. Nu știu dacă are cineva asemenea mijloace în momentul de față, nu știu, să pună presiune. Odată mijloace și cred că la nivel de an 2017 ceva. Chiar n-ar mai trebui să existe lucrul ăsta. Nu ar trebui să existe multe lucruri la nivel de an 2017, dar merg pe aceeași logică pe care chiar eu mă uitam, apropo de ceea ce spuneai tu, am deschis repede să văd
Încă o dată, că poate nu era clar. Deci, ieri, județul Suceava a fost gazda dezbaterii cu tema modernizare, dezvoltare, descentralizare. Administrația locală vorbește. Deci, cel puțin sub această egidă s-a desfășurat tot. Cu participarea, atenție la, au mai participat, președintele Klaus Iohannis. Eu îndrăznesc să cred că am, sau cel puțin eu ieri, asta am văzut. Deci a fost o întâlneală prin care s-a discutat de la nivelul ăsta de jos cu cel mai înalt nivel. Că până la urmă, funcția de președinte al României e a mai înaltă, da? Că are rol decorativ, că are rol mult mai puțin, că practic în mai toate problemele care s-au pus ieri, președintele nu poate decât să tragă semnale de alarmă și el la rândul lui, poate cu altă putere și pe o altă tonalitate. Asta e cu totul și cu totul altă poveste. Dar că e cumva în sarcina lui vreunul din ceea ce s-a discutat ieri. Sub nicio formă. Nu, din acest motiv, repet, eu nu știu care a fost scopul real al vizitei de ieri. Om trăi și om vedea. Mie, în schimb, să știi că am prins câteva lucruri care chiar mă bucur să le aud. Adică, cât a fost Klaus Iohannis ieri? Deci vă spun sincer, stimați telespectatori, eram acolo în sală. Când începea să vorbească Klaus Iohannis, mă lua cu somn. Deci ăsta e stilul lui. Da. Deci ori îl lași să vorbească, îl pui să-și facă, dar pe stilul meu, eu vă spun sincer, pe mine mă lua cu somn. Bă, dacă întrântea câte una, o trântea bine de tot. Ne-a mai dat astfel de exemple președintele României, nu în discursurile, chiar în momentul în care a prezidat pentru prima dată o ședință a guvernului, nu? Atunci cu elefanții, da? Pe care nu-i vedeam. Și așa mai departe. A fost poate prima dată când mesajul a fost așa mai contundent, ca să, da, ca să spun. Și ieri a avut câteva contundente de-astea bune. Acum, putem marca poate și momentul începerii vizitelor în teritoriu pentru, știu eu, doar pre-campanie? Într-o zonă de pre-campanie să... Putem interpreta absolut orice. Da? Pot să observ doar că președintele României este în calitate oficială pentru a doua oară în județul Suceava, municipiul Suceava. Prima dată a venit la Universitatea din Suceava când s-a întâlnit cu președintele Republicii Moldova. Știți momentul ăla când un domn de la universitate arunca cu pietre după un ziarist de la noi din Suceava. Serios? Nu mai știți? Nu. Da, nu știu ce s-a întâmplat cu domnul ăla. S-a întâmplat ceva, domnul rector? Nu știu. În fine. Ideea este că președintele României a doua oară n-a mai trecut pe la universitate. Nu știu ce înseamnă acest lucru. În schimb, știu că în discursul dumnealui Universitatea din Suceava s-a regăsit de mai multe ori în vizitele în străinătate pe care le-a avut. Chiar a fost Suceava, sau Universitatea din Suceava a fost printre cele 6 universități din România pe care le-a promovat președintele României. Nu știu despre discuții cu caracter economic pe care să le fie avut ieri. Dumneavoastră spuneți că ați fost în sală. Nu am fost invitat. Nu știu cine a făcut invitațiile. Cei de la PNL, cei de la PSD, administrația prezidențială, cine s-a ocupat de treaba asta? Presupun că cei de la PNL, Consiliul Județean, din această zonă, probabil. Mă așteptam și la discuții de acest tip, pentru că în comunicatul de la Cotroceni se vorbea și despre acest lucru, despre o posibilă întâlnire la aeroport. S-au mai întâlnit la aeroport? Au mai fost la aeroport? Da, am înțeles că da. La aeroport nu am Am înțeles. Pentru că nu am văzut nimic în presa de astăzi despre vreo întâlnire la aeroport. A avut loc, din ce am înțeles, întâlnirea la modul informal. A fost pe clusterul ăla
Doamne, câte cuvinte de astea împrumutăm. Da, deci chiar ce înseamnă clusterul ăla? Bioeconomic Suceava-Botoșani, de exemplu de bună guvernare. Dar asta a spus la... asta a spus acolo că s-a petrecut Vișnic, în partea aia, da. Da, da, nu. Nu știu să fi fost iar vreo vizită. Adică nu, eu n-am, din presa de astăzi, nu înțeleg că a fost și la aeroport președintele României, ci doar a discutat despre acest subiect. Auzi, la... eu ți-o spun pe cale de logică. Deci, după ce s-a petrecut acum 2 ani de zile, când a venit prima oară Klaus Iohannis și a trecut pe strada Sucevei, care nu era asfaltată atunci, a zis, bă, pe mine pe aici nu mă mai aduceți. Deci, dacă nu l-aduci pe varianta asta, deși între timp s-a asfaltat, ar trebui să-l duci prin Vatra Dornei, pe acolo, și la cât drum este, te blastămă oricine. Plus că tu, ca SPP, ai o mega problemă să ai grijă de președinte atâția kilometri pe drumurile astea atât de proaste. Având în vedere că avem aeroport și aeroportul e ok, treaba e bună. Eu, unul, dacă aș fi făcut emisiune ieri dimineață, cu ton răutăcios, aș fi spus așa, că e mare riscul să se blocheze traficul și să auzim că iarăși s-a enervat președintele și aruncă haina. Știi? Uite că treaba a funcționat, adică de la Salcea până la până la Teatrul Matei Vișniec n-au trebuit să aibă aia, cum îi zice, ambulanța în față. Au reușit să se încadreze relativ din punctul ăsta de vedere. Nu am mai putut discuta de o precizie de aia germană la ora 12 fix să înceapă. Nu, a fost 12 și un pic în pur stil românesc. Ne adaptăm, ceea ce înseamnă că și la cea mai înaltă funcție, adaptarea la condițiile țării, exact. Este destul. Problemele puse au fost cât se poate clare. Ți-am zis, am văzut câteva luări de poziție ale președintelui care pe mine personal m-au încântat. Da? Cu un lucru nu pot fi de acord, spre exemplu cum este titlul în Craiova de astăzi, deși este pur adevăr. Craiova spune așa: Klaus Iohannis la Suceava. Moldova se definește prin 0 km de autostradă. Îmi pare rău că domnul președinte, preluând ceea ce spun eu de măcar 6 ani de zile, 5 ani de zile, când vreți dumneavoastră, nu prea construcția corectă a acestei fraze. Deci este într-adevăr, spune domnia sa, Moldova se definește prin 0 km de autostradă, dar mai corect spus, Moldova nu are nici măcar un centimetru de autostradă, nici pe hârtie. Să ne fie foarte clar. Iar slaba infrastructură rutieră și-a arătat efectele negative. Alte titluri din presa locală de astăzi, Monitorul spune așa: Klaus Iohannis le-a vorbit aleșilor locali suceveni despre importanța descentralizării și a preluat de la aceștia problemele pe care le au. Iar aici, ca mic, iarăși ca și chestie spusă de adevăr ieri, practic ultima modernizare în ceea ce privește mecanismul de funcționare al statului a fost în 1968, în ceea ce privește administrația teritorială. Da? Și lucrul ăsta cred că ar trebui să le dea multora de gândit, dar bineînțeles că lor le dă de gândit pe sistemul, băi, cum fac să mai îmi cresc eu puterea. Ieri când, pe bună dreptate din punctul nostru de vedere, solicitam o altă distribuție a fondurilor și o impozitare la sursă, aveam noi așa niște gânduri. Președintele a spus un lucru iarăși foarte, foarte logic și foarte corect. Mai voi cereți mai mulți bani pentru că așa considerați că vi se cuvine. Cei de la București nu dau drumul la bani pentru că se gândesc că voi o să-i cheltuiți așa după cum vă vine. N-a mai continuat fraza, n-a mai zis că adevărul e undeva la mijloc, dar până la urmă trebuie găsit un echilibru din perspectiva asta. Asta este cât se poate clar și bineînțeles că în discuțiile care vor urma vom mai vorbi, din păcate, noi mult. Stai să dau și titlul din obiectivul de astăzi, dar mi-a plăcut o chestie care a fost la bun început spusă.
unde am găsit-o eu, dacă nu mă înșel, și pe News Bucovina, dar la chiar începutul începutului de început, când a început toată treaba acolo, era ceva de genul, în primul și în primul rând, noi trebuie să ne luptăm. Știi? Adică putem cere, putem face, dar având în vedere că suntem al doilea județ, ca mărime, ca suprafață, da, și al șaselea sau cât suntem ca și populație, cred că am fi îndreptățit să țipăm mai probabil tare și mai mult. Știi? Dacă News Bucovina era. Bun, acum... Ziceam, să dau și titlul din obiectiv. Președintele Iohannis, puteți face din Bucovina o oază de tradiție și progres. Fără autostradă nu o să facem niciodată o oază de progres. Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit ieri cu reprezentanții administrațiilor locale din județul nostru. Avem nevoie de politici coerente și responsabile care să treacă dincolo de culoarea politică. Claserul economic Bucovina, Suceava, Botoșani, exemplu de bună guvernare. Problemele municipiului Suceava prezentate de primarul Iolungu președintelui Iohannis. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a cerut pârghii la nivelul administrațiilor județene pentru coordonarea strategiilor regionale și zonale. Iar ceea ce spune și ceea ce a zis, administrația din România funcționează în principiu după arhitectura din anul 1968. O descentralizare va fi posibilă printr-un parteneriat între centru și administrațiile publice locale, ca idee de bază, fără a arunca care cumva iarăși puterea în mâna Bucureștiului. Da, trebuie să observ că principalele teme abordate de președintele României la Suceava au legătură cu Suceava și mai degrabă cu programele, proiectele promovate de Consiliul Județean, respectiv de domnul Flutur. Mă refer aici la subiectul privind autostrada, mă refer aici la subiectul cu privire la terminalul 2 al aeroportului. Subiecte pe care înțeleg că președintele României le-a preluat și a discutat despre ele. Despre ceva nou, o declarație nouă făcută de domnul Flutur la Aud pentru prima dată, că nu-și mai dorește să țină în mână pixul cu care se împartă bani în județ. Da, cel puțin la nivel de sună foarte, foarte bine. Luați-mi din mână pixul de împărțit banii. Adică, cu alte cuvinte, solicită principii clare, astfel încât să nu stea în pix. Bun, eu observam doar că este o temă nouă. Majoritatea președinților consiliilor județene din țară își doresc mai putere în pixul lor. Și nu numai președinții consiliilor județene, toți cei care au la dispoziție bugete importante, la un moment dat ajung în această zonă de luptă pentru putere, care noi am mai observat-o și despre care am discutat zilele acestea. Luptă care se manifestă tot mai mult. De asta observ doar teme pe care noi în Suceava le știm, despre care am discutat. Unele au fost teme de campanie, altele au fost teme de dezbatere, fie în Consiliul Local Suceava sau în Consiliul Județean. Sau sunt teme cu caracter general, cum am văzut că au fost discuții sau teme prezentate de unii primari cu privire la locul și rolul orășelilor mici, da, care nu, citesc aici că nu sunt nici în căruță, nici în teleguță. Da, primarului din Litet, domnul Zonisia. Așa. Repet, nu am identificat, cel puțin din ce reiese, din ce a relatat presa locală despre întâlnirea de ieri, nu am identificat absolut nicio temă nouă. Ceva care să-mi spună, da, uite, un lucru interesant pe care președintele României l-a spus, l-a prezentat la această întâlnire, sau un lucru nou, nu obligatoriu interesant. Da, interesant, toate subiectele au fost interesante la urma urmei, că vorbesc despre Suceava și așa mai departe, dar nu e nimic nou, nu e nimic care să fie de actualitate sau care să vină cu o soluție nouă sau cu ceva, sau măcar cu un mesaj optimist. Era la partea de informare, nu? Sau măcar cu un mesaj optimist. Nu, eram... Ce mesaj optimist? Că m-am săturat de mesaje optimiste. Pe mine mă bucură că și
președintele României a constatat lucrul ăsta, că Moldova nu e un centimetru de autostradă. Și eu bănuiesc că va fi din una din temele de discuție, mai ales în preajma centenarului, despre care văd că se merge pe burtă acum. Nu se mai vorbește nimic. Adică noi vom sărbători suta de ani de la Unire, de la România aia dodoloață. Cum? Vom sărbători-o prin ruperea Moldovei din punct de vedere al infrastructurii de toate celelalte regiuni. Adică Transilvania o să aibă kilometri de autostradă, ăștilalți o să aibă kilometri de autostradă în, în Muntenia. Noi vom fi cu acei 0 kilometri de autostradă sau cel mult, poate așa inaugural sau de o vrăjeală, de o poveste să pună vreo 2 kilometri. Problema e, din punctul meu de vedere, faptul că a conștientizat și președintele Klaus Iohannis și a spus acest lucru într-o întâlnire informală aici, la nivel de județ Suceava, care oricum întâlnirea a mai fost transmisă și deja au început să apară valuri de la ceea ce s-a spus aici. Dar eu mă bucur, poate, că de la această întâlnire s-a trezit vreo unul, nici nu vreau să-i spun pe nume sau ce e, pentru că tot la această întâlnire de ieri s-a mai tras un semnal de alarmă. Sunt 9 ani de zile de când se lucrează la o amărâtă de șosea de centură. Tare mi-aș fi dorit ca ieri să se blocheze circulația și să aud că a stat președintele nu știu câte zeci de minute în trafic. Nu pentru că i-aș dori năcazuri. Doamne ferește, departe de mine gândul ăsta. Dar poate așa vede și el care sunt lucrurile care se confruntă, practic, România. Poate cineva să-mi spună orice anume. Marea minune pe care a săvârșit-o în săptămânile dinaintea Paștelui viceprimarul Sucevei, Lucian Arșovski, creând aceste direcții pe acolo, pe zona comercială, am înțeles că se circulă un pic mai bine. Dar până nu scoatem tot traficul greu în afara Sucevei pe șoseaua de centură, nu o să reușim niciodată să facem mare lucru. Până nu o să construim încă vreo 2-3 poduri peste apa Sucevei, nu vom rezolva problemele de trafic aici în zonă și chestiile cresc în continuare. Noi mergem mai pe prostii de alea cu studii și parastudii de fezabilitate, care mai de care mai comandate și mai costisitoare. La ce ne-ar folosi? Nimic pe perspectivă. Bun, dacă vrem să privim din acest unghi întâlnirea de ieri, trebuie să remarcăm din nou lipsa reprezentanților partidelor care sunt la putere, care au puterea executivă și care ar putea face aceste lucrări. Despre asta e vorba. Da? Au venit 6, am înțeles, 6 primari din cei peste 70 de primari pe care are județul din PSD. Nu a fost niciun reprezentant de fruntea al PSD-ului la această întâlnire. Nu știu, a fost o întâlnire politică sau a fost o întâlnire cu președintele României? Și din acest punct de vedere trebuie să vedem cum stau lucrurile, pentru că dacă observăm o asemenea ruptură, pentru că ăsta e semnalul pe care ne-l dă practic PSD, că nu ne interesează pe noi PSD, nu ne interesează ce vrea președintele României, nu ne interesează subiectele de dezvoltare ale județului, nu ne interesează absolut nimic din ceea ce ține de dialog în primul rând. Pe cei din PSD, prin atitudinea pe care au avut-o și prin multe alte lucruri pe care ne le-au arătat până momentul de față, pe ei nu interesează dialogul. Nu interesează. Ei știu ce au de făcut, au planul de guvern, au tot ce le trebuie, ei trebuie doar să fie lăsați în pace și să-și pună președintele lor. Da? Asta trebuie să facă. Scurt pe doi. De ce să vină la o discuție? De ce să afle ei că Moldova n-are un centimetru de autostradă? Ei știu mai bine. De ce? Poate că de asta își doresc, nu? Da. Vreau doar să observ că în perioada în care domnul Nechifor era președinte Consiliului Județean, am avut foarte multe întâlniri cu președintele României privind sesiza Stonu, ca să întâlniri am avut de acest tip în care să discutăm, să vorbim, să se discute, să se ridice un pic nivelul, dacă doriți, temelor din județul Suceava. Îl văd, în schimb, astăzi în presa locală cu așa, un mesaj miștocăresc la adresa
presa acestei vizite. Ceilalți colegi ai dumnealui au avut măcar bunul simț, nu au fost acolo, probabil asta a fost ordinul pe linie de partid, nu cred că de la Suceava s-a dat acest ordin, probabil din cu totul altă parte. Singurul care nu s-a abținut să nu vină cu miștocăreală a fost domnul Cătălin Nechifă, cel care mai nou ne încântă privirea cu tot felul de mesaje pe Facebook. Domnul e la a doua pubertate, a doua tinerețe, merge pe la concerte și ne pune poze pe Facebook, face tot felul de plimbări prin parcurile Bucureștilor și ne pune poze pe Facebook. Domnul Nechifor a ajuns la nivelul ăsta acum. Da? S-a trezit dumnealui acum ca să vină cu miștocăreală. Deci singurul care s-a hotărât să fie inteligent în perioada asta este domnul Cătălin Nechifor, cel care, repet, s-a oploșit vreo câteva luni pe la Rădăuz după ce a pierdut alegerile, stând la bănuțul de la pensionara care își plătea căldura și apa caldă, că asta a făcut domnul Nechifor. A stat cu mâna întinsă, practic, luând un salariu pe nedrept, spun eu, pentru că n-am văzut făcând ceva pe la servicii comunale pe acolo. Dar este acum parlamentar de Suceava și în loc să-și vadă de activitatea care, cel puțin, pe care a promis-o măcar în Rădăuș și în zona Rădăuț că o va face, se ține de miștocăreli. A ajuns domnul Nechifor să fie miștocarul județului în această perioadă. Nici la mișto nu se... În fine. Repet, dacă ceilalți măcar din PSD nu au venit, că nu au venit, asta este. N-au venit din motivul cel mai... Care îl bănuim, de fapt. Da, pe care îl bănuim. Da, pe linie de partid. Au apărut cumva cu vreun comunicat. Au spus de nu. Ce nu. Nu. Nu? Nu. Ok. Pe cale de consecință, ce înțeleg eu? Că ultimul lucru pe care îl interesează ar fi dialogul. Din punctul meu de vedere, informal vorbind, da? Deci cu o zi înainte a avut loc întâlnirea lor, au avut una de asta de bilanț, de trilanț, de... Am primit comunicat din partea Partidului Social Democrat, da? Prin care eram anunțat, ia uite aici, comunicat de presă. Și cu o zi, două înainte, stați că vă spun acum, a avut loc întâlneară mare, de fapt nu chiar cu o zi, ci chiar de 1 mai. Știi? Când se sărbătorește 1 mai muncitoresc, a avut loc o întâlnire, o ședință extraordinară a Comitetului Executiv Județean Suceava, la care au participat toți parlamentarii. Ce au făcut ei? Au evidențiat inițiativele legislative privind salarizarea unitară a personalului, cele care aparțin parlamentarilor PSD de Suceava, cum ar fi legea ce prevede lemnul de foc pentru populație, bineînțeles, îndreptând astfel o eroare a guvernului Cioloș, propunerea legislativă pentru modificarea legii 192 pe 2010 privind trecerea drumurilor forestiere. Adică oamenii sunt din altă falie. Au alte probleme. Ei au subliniat că prin aceste inițiative s-a răspuns unor solicitări și nevoi formulate de către cetățeni. Primarii care au fost prezenți au apreciat activitatea parlamentarilor, dar au identificat și alte probleme care necesită modificări și inițiative legislative. Dar și în cadrul ședinței s-au stabilit și termene limită până la care să fie încheiată actualizarea datelor privind membrii organizațiilor locale, precum și obiectivul politic imediat, câștigarea alegerilor locale parțiale din cele două localități ale județului, Iacobeni și Siminicea. Astăzi da. Prioritățile. Bun, nu este pentru prima dată când există o diferență mare de abordare a subiectelor pe care unii dintre noi le putem considera importante în județ, sau există o diferență mare de, știu eu, de opțiune cu privire la care sunt cele mai importante probleme ale județului. Diferența pe care am sesizat-o inclusiv în timpul campaniei electorale pentru alegerile din 11 decembrie, dacă pe partea dreaptă aveam un discurs cu privire la proiecte, vrem să facem, să dregem autostradă, drum expres, aeroport și așa mai departe, în partea PSD-ului a fost o lipsă totală de dezbatere pe această temă, au refuzat efectiv orice dialog pe aceste teme și s-au axat doar pe comunicarea coordonată la nivel național cu privire la creșterea salariilor și a pensiilor. Activitate coordonată de doi specialiști israelieni în comunicare,
Lucrul ăsta se știe de acum. Da, bun. Ideea este că și după alegeri, cei din PSD au refuzat sau refuză în continuare să discute despre unele proiecte pe care noi sucevenii sau majoritatea sucevenilor ar putea crede că sunt importante pentru noi. Aș vrea să exclud de aici cine este inițiatorul. Da? Nu sunt proiectele lui Lungu sau proiectele lui Flutur. Pe mine mă interesează ce părere are PSD-ul despre continuarea lucrărilor la centură. Mă interesează ce părere are PSD-ul cu privire... Am văzut, știu ce părere are. Eu unul sunt lămurit ce părere. Mă interesează părerea liderilor locali. Dar nu au spus-o, nu o vor spune niciodată. Mă interesează, trebuie... Dar am văzut prin reacțiile pe care le-au. Într-un fel sau altul, trebuie obligați să spună... Sau să spună că nu spun. Că nu interesează lucrurile astea. Pentru că noi le acordăm tot felul de spații pentru comunicate care nu au nicio valoare, cel puțin pentru ascultători. Nu mă interesează că PSD-ul s-a întâlnit și nu știu ce lemne de foc și mai spunea la un moment dat, mai eventual o lege a legatului la șireturi. Da. Ar mai trebui inițiată de cei de la PSD. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează să-mi spuneți ce părere aveți despre aceste subiecte, domnilor de la PSD. Dar odată și odată tot va trebui să spuneți. Acum odată așa, pe după cireș. Da, veniți cu fel de fel de alte teme. Dar la un moment dat trebuie să ne spuneți dacă pentru dumneavoastră, cei de la PSD, terminarea lucrărilor la centura Sucevei este un proiect important. Dacă ce se întâmplă la aeroport este un proiect important. Dacă aveți nevoie sau are nevoie Suceava de un drum expres sau de un drum sau de o, nu știu, o autostradă sau ceva de genul ăsta. Da, ce alte proiecte de dezvoltare mai știți? Repet, atâta timp cât lucrul ăsta a fost evidențiat și ieri, nu poți să iei și să pui doar în dreptul unia. Domne, numai el a făcut, spre exemplu, în cazul aeroportului. Eu am mai spus și o repet, ambele administrații, că noi am avut în ultimii 8 ani și ceva cât avem de anul trecut până acum, deci vreo 9 ani de zile am avut întâi administrație PDL, mai apoi PSD, iar acum e PNL la nivel de județ. S-a pornit modernizarea, întreaga parte a modernizării s-a petrecut practic pe mandatul PSD-ului, pe mandatul lui Cătălin. Deci și în perioada respectivă, e clar, s-a muncit. Dar pun și eu așa întrebarea, oare la câtă răutate văd eu că este din punctul lor de vedere. Oare n-ar fi fost capabil să blocheze și această modernizare? Că de întârziat am înțeles că au reușit să o întârzie foarte mult. Da. Poate întârzierea... Cu toată dragostea. Da, poate întârzierea este doar o etapă în blocarea unui proiect. E prima etapă în blocarea unui proiect. Bun. Vedeți, la PSD Suceava se observă, dacă doriți, o stare aproape generală, apatică în momentul în care discutăm despre un proiect concret pentru Suceava sau pentru județ. Și aici vreau să vă aduc în atenție comportamentul pe care cei din PSD îl au chiar față de un proiect propus de un coleg de-al lor. Ceva pentru Suceava, da? Vorbește domnul Cușnir la un moment dat despre realizarea unei piste pentru biciclete. Deci primii care au încercat să ducă în ridicol acest proiect au fost chiar cei din PSD. Deci nici n-a apărut proiectul pe piață bine, că cei care au încercat să-l ridiculizeze sau să-l ducă în desuiet au fost cei din PSD. Ceea ce mă face pe mine să cred că o problemă la nivel de concept acolo, sub nicio formă, nimic pentru dezvoltare, nimic pentru Suceava, nimic pentru în condițiile în care și ei trăiesc în Suceava și ei iau copii în Suceava. Nu pot să pricep această politică dacă se întâmplă... viitorul asigurat în Nu, nu de asta. Am mai auzit-o pe la politicieni. Să știți, și nu numai la PSD. Și la PNL am auzit-o când era în opoziție. Nu facem nimic sau distrugem tot, că e Lungul la putere, că altfel se contabilizează în zona Lungul. Faceți, domnilor, pista pentru biciclete și vă garantez eu că... Care crezi tu că ar putea fi explicația? Care crezi tu că ar putea fi explicația? În Suceava, unde mai... Eu de ce sunt atât de furios? Stimați respectatori, dintr-un motiv foarte simplu. Și vă invit și pe dumneavoastră nu să fiți furioși, pentru că s-ar putea să existe probleme, tensiune, ce-o mai fi. Să mergeți să vedeți, deci, șoseaua de centură, cred că la pas vă ia undeva la
jumătate de oră să o vizitați pe toată, da? Ceea ce leagă de la zona aia denumită Zidul Morții, da? Până la înțeparea în Sfântul Ilie, acolo. Aici, pe pe european, da? Deci jumătate de oră de mers așa, tiptil, cu pasul frumos. Dacă mergeți cu mașina, atenție, puteți merge cu mașina pe zona aia. Că sunt puși niște dealea, că e interzis, că n-ai voie, dar vă spun eu că nu păzește nimeni pe acolo. O să constatați că e gata, da? E gata și că cineva își bate joc de noi. Conform scriptelor, ar mai fi așa vreo 15% din total lucrare, aici poate că ar mai fi mult, într-adevăr, adică trebuie frunat asfaltul, puse marcaje, făcut frumos, dar e o amărâtă de șosea de centură cu o bandă pe sens, adică nu e Germania, nu e cine știe ce mega construcție, totul se desfășoară pe pământ, da? Îi auzi pe unii că pământ de flori, că nu știu ce, și dacă era pământ de flori în 4 ani de zile, 6 ani, nu se putea rezolva această problemă. Suntem ridicoli din punctul ăsta de vedere. Pe mine, asta e. Și vă invit, mergeți acolo să vedeți concret despre ce este vorba. De ce nu l-ați adus pe Iohannis, dacă tot a fost la humor, să vadă cum arată șoseaua Frasin Stulpicani? Dragul meu telespectator, l-aș fi dus la Dragomirna, unde a fost ieri, prin adâncata, să vadă cum e drumul. Dar nu el e cel care trebuie să vadă lucrurile astea. Culmea, am văzut că el le știe. Nu la el stă pixul și decizia. Ăilalți ar trebui târâți un pic să vadă cum e. Să vadă cam cum se distruge bucata asta de șosea de centură, pentru că din pixul cuiva nu se vrea a fi terminată. Eu nu știu, i-aș condamna să stea în regiunea istorică Moldova, să vadă, să înțeleagă și ei cum e să fii rupt ca infrastructură de toți ceilalți. Noi vorbim aici, spunem, mai discutăm. Dar cred că una dintre cele mai interesante alocuțiuni a avut aseară, ieri după amiază, la întâlnire, cine? Adrian Arămescu, da? Care a concluzionat, a spus omul: băi, oameni buni, fără să muncim, nu o să putem să progresăm. Uite, așa a fost în atenție inclusiv cetățeanul, că așa s-a recomandat Adrian Arămescu. Pentru că la ce a spus și la felul în care o spune el, de fiecare dată e incomod. E incomod pentru ai lui, din PNL, dar aminte pentru cei din PSD. Bun. Poate ar fi fost o șansă și pentru PNL, odată cu vizita președintelui României, să schimbe discursul sau măcar să iasă în evidență cu ceva, lucru care nu s-a întâmplat în mod evident. A fost mai degrabă așa, o întâlnire la fel de, cum îi spuneați dumneavoastră la un moment dat, înceată, domoală, așa, ca și discursul președintelui. Da. Domoală, domoală. Iar la întâlniri de acest tip nimeni nu poate să depășească nivelul președintelui în discurs, da? Poate fi acid la un moment dat, dar cam limitele sunt acolo. În schimb, putem observa sau putem să speculăm că cei care nu au vrut să vină la întâlnirea cu președintele de ieri, probabil erau mai atenți la ce se întâmplă la Comisia Juridică a Camerei Deputaților sau a Senatului ieri, când se discuta despre grațieri și despre ce fapte nu trebuie incriminate. Da, senatorii juriști au decis ieri că și grațierea condamnaților pentru dare și luare de mită și trafic de influență, știți subiectul probabil, sau dacă nu, o să-l discutăm după publicitate, că văd că se agită la micu. Da. Deja lucrurile au început să se agite din nou, aseară au ieșit oameni în stradă din nou și după cum... Da, am văzut. Dar vom discuta după publicitate, pentru după că publicitate. Lucrurile încep Un lucru să devină... mai vreau să spun, a avut, repet... A avut momente când mă lua cu somn, are un stil extraordinar președintele nostru, președintele României, că al PSD-ului nu e, din câte văd, deși
statistic vorbind, am înțeles așa că la precedentele alegeri PSD-ul a câștigat cu vreo 3 milioane și ceva de voturi, da? Iar tot statistic vorbind, Klaus Iohannis a câștigat precedentele alegeri cu vreo 6 milioane și ceva de voturi. Aproape dublu, nu, e mare lucru. Dar ce contează asta? E 60% din nebunie, frenezie totală. Oricum, Klaus Iohannis, și aici mi-a plăcut că a zis, că domne, guvernul lor, guvernul meu, adică are și autoironia care e extraordinară din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, asta denotă inteligență, da? Deci este așa, guvernul lor, guvernul meu și iarăși guvernul lor acum, domne, acționează ca pompieri. Adică, stai și, domne, eu, stai așa un pic, cum adică, pompierii sunt buni. Eu știu că, da, zice omul, se întâmplă, e o problemă, da? Merg tot și sting focul aici. Mai apare o problemă. Se duc și sting focul aici. Nu fac niște legi, n-au o gândire astfel încât să nu se mai întâmple problemele. Și a mai avut câteva lucruri foarte interesante, Klaus Iohannis spuse ieri. Mă bucur că știm și că știe și mai nou cunoaște mai multe din problemele noastre. Și spun sincer, un singur lucru, și asta o zic cu amărăciune, luăm după aia publicitatea. Mă, tot mai tahne de aia proastă avem, pe bune. Adică, pe unde vine președintele? Da, bă, vopsiți bordurile, faceți aia. Hai să mai marcăm un pic și strada. Aici sunt două găuri, hai să le acoperim. Oare de ce nu le-am acoperit noi găurile alea când apar? Nu că vine președintele, știi? Și mi-a mai părut rău că n-am avut noi de la presă drept să punem întrebarea, adică dreptul. N-am apucat, ce să mai... Erau mulți de acolo din sală care ar fi vrut să participe la această dezbatere, da? În fine, publicitate, revenim.